Faptul de a fi vegan nu te face mai spiritual. Nu toți cei care sunt vegani sunt și spirituali. Și vreau să vă spun că până și legumele, plantele au conștiință. Tot ceea ce este organic și viu deține o conștiință. Și un morcov când îl tai, el poate simți durerea tăierii și fragmentării. Chiar dacă ar părea ciudat acest lucru, dar totuși este adevărat. Tot ceea ce este organic și este viu, deține și conștiință. Important este să ne purificăm mâncarea și să eliberăm acele conștiințe, să le eliberăm din produsele pe care le consumăm. Adică dacă, să zicem, consum legume, tai morcov, tai, nu știu, alte legume sau alte verdețuri, sau utilizând carnea sau orice alt produs organic, ai putea prin intenția ta să afirm că eliberezi orice conștiință vie care a fost sau care este legată de acel produs, aliment, și de asemenea este necesar să faci o purificare a acelui aliment ce urmează să fie consumat. O purificare energetică, deoarece a trecut prin multe mâini, prin multe energii, prin multe depozite, și cu siguranță a absorbit foarte multe tipuri de energie ce sunt necesare să fie purificate. Purificarea alimentelor o poți face folosindu-te de plasma curcubeu din sămânța nonii, din miezul pământului. Dar pentru asta este necesar să fii conectat, să începi să lucrezi cu nomii din miezul pământului și găsești tehnica de protecție internă și externă pe canalul meu de YouTube, Suflet Liber. Deci este necesar mai întâi tu să începi să lucrezi cu plasma curcubeu pastelat, care oferă o gamă foarte extinsă de frecvențe înalte. Și poți folosi această plasmă și pentru purificarea alimentelor. Purificarea de absolut toate energiile care au fost absorbite în alimentele, produsele respective. Iar când este vorba de carne, legume, putem crea o intenție ca orice fragment de conștiință care este legat de acea carne sau acea legumă să fie eliberate în sursă, să fie eliberate la nivelul lor următor de evoluție. Așa consider că ar fi cel mai corect, da? Deci nu înseamnă că dacă tu consumi doar produse vegetale, ești vegan sau vegetarian, asta îți conferă un nivel vibrațional mai înalt sau un nivel mai înalt de conștiință. Sincer, nu are nicio legătură și Hitler era vegetarian. Dar și asta nu l-a făcut o persoană mai spirituală sau mai bună, sub nicio formă. De altfel, știu că călugării tibetani, după foarte multe ore de meditație, ei consumă carne pentru împământare. Dar e necesar acea carne să fie purificată, da? Și eliberate orice energie și orice urme de conștiință a acelui animal, ajutat să meargă la nivelul următor al evoluției lui. Și bineînțeles, și toate legumele sunt pline de chimicale, de pesticide, ce se necesită să fie curățate, dar nu înseamnă că dacă suntem vegan sau vegetarian, avem o alimentație mai pură, sub nicio formă, ba din contră, chiar ar putea fi mult mai plină de chimicale și pesticide. Și e necesar să le spălăm foarte bine, să le purificăm și energetic și cu intenție.
și plasma curcubeu.